Salutare lume, sunt Viper și bine v-am regăsit bă băieți la un nou episod din seria noastră de Hypixel Skywars. Am revenit aici lume și aparent au adăugat o rotație nouă de mape pentru că suntem pe această mapă care nu a existat până acum și sincer nu știu cum e, nu m-am uitat la niciun clip sau ceva de genul. Am intrat și eu să joc câteva meciuri de Skywars, am văzut că s-au întors mape trecute, ok, uh, și tipul ăsta aparent vrea să vină pe mine, așa că hai să vedem în care este exactă situația aici, frate, în... Uh... Nu, no, eu, eu, nici nu trebuie să-i nimeresc ca să picei în voi de aparent, <laughs> nici în bulgare pe niciunul. În fine, bă, băieți, bine v-am la un nou episod din seria noastră de Skyward. Jucăm pe 60 de herți, mă rog, înainte jucam pe 75, deci nu e o diferență chiar atât de mare, dar uh, stăteam eu așa și mă gândeam, frate, uh, până la urmă am aflat că aparent este, nu știu, ce, criză, what, e o în care poți să arunci foarte convenabil jucătorii. În fine, este o criză de plăci video, pe și pot să-mi o vând cu 15 milioane și am zis că Bă, hai să o facem. Nu cred că o să reușesc să o vând cu 15 milioane pentru că. Na. Nu o să întreb. Dar uh, o să reușesc. Eu o să fac ceva destul de calumea. Și ce mă gândesc, bă să încerc să dau cop la un uh, uh, RTX 3060. Și dacă reușesc, dacă dacă mi este top la un efectiv, va fi perfect. Dar uh, momentan vă voi să folosim uh, un GTX 460, care este placa video pe care o aveam. Uh, pe un PC de acum foarte, foarte, foarte mult timp Care de fapt noi e a mea, mi-am promutat-o cineva Pentru că rămâneam fără placă video PLM Și bă băieți, este un pic am trist Faptul că placa asta din 2010 Care are 11 ani în momentul actual uh, Are mai multe frame-uri Deci eu în momentul ăsta am 400 și ceva de frame-uri Deci cred că înainte aveam 200-300 Ca idee, deci uh, da Care poate să spună AMD versus Nvidia Na. Deci da băieți uh, Până la urmă lumea avea dreptate când mi-a spus să-mi iau un... să-mi iau invidia și nu plăcile... lumea chiar avea dreptate, frate, când zicea că plăcile AMD nu sunt ok. Mă rog, sunt ok decât dacă le reprins la un deal foarte bun, dar per total am avut o experiență relativ nasoală cu AMD în general, dar gicul ul le um, pierzi timpul. Bravo, frate. Dar da, băieți, cam asta este ideea, cam asta am făcut eu zilele astea și... După cum am zis, placa asta se mișcă în Windows super, super, super bine, numai că singura problemă este că nu, deci monitorul nu este de la placă, nu e vina plăcii, mă rog, teoretic placa are un mini HDMI, doar că este stricat, dar bă băieți, nu duce monitorul 75 de Hz pe VGA, ceea ce e un pic trist și că tot vorbim de monitor, bă băieți, este o șansă să ar putea să dau copi și la un 144 Hz, Asta dacă reușesc să cumpăr o placă, pentru că nu o să-mi iau pe GTX 460 144 de Hz, că nu sunt nebun. Dar da, uite, că asta este upgrade pe ul și cam asta am făcut eu zilele astea. Și da, uite, știu că am zis uh, clipurile astea că nu o să vreau să mă joc, gen, că o să vreau să mă dedic complet rank Skywars-ului și nu o să mai vreau să joc solo. Na, no, bă, nu știu, m-am răzgândit un pic și acum ne-am întors pe solo pentru că este gen, frate, vreau să devin mai chill și chiar nu poți să faci ceva de genul ăsta pe rank, trebuie să fi pe solo ca să fie gen... Să nu trebuiască să joci cu prețul vieții și cum eu nu vreau să joc cu prețul vieții să pierd foarte mult și după aia să nu pot să fac un video încat. Efectiv nu este o experiență ca lumea. Și tu o faci ce skin ai, frate. Uh, putem să... ok, perfect. Dar da, vă, sper că nu mi se de microfonul pe ratare, că am niște bucuri la microfon, mă voi de fiecare când intru pe Zoom. Și, mă rog, vă dați seama, intru destul de des pe Zoom. Ok, copile, nu știu cum de n-ai putut să fur kill-ul ăla. Ce zici că... Ok, da, nici nu știu ce să mai zic. Dar da, gen de fiecare când intru pe Zoom, mi se dă microfonul la maxim și după aia că mă bag să filmez ceva, nu-mi dau seama și fac iar rape în clipuri. Super. <laughs> ok. Aparent avem aici cele mai șmechere meciuri, suntem pe oval. Deci... Uh, what the fuck is this map? Ok, aparent au mai băgat o mapă cu chestii din... Uh, uh, lumea orientală, dacă aș putea spune așa, Ok, bă, să mergem armură pentru că dacă te duci în night, frate, nu, ai uh, garantat un chestplate și armură bună și mi se pare destul de, destul de nașpa acest lucru. Ok, hai să vedem cum ajunge la mid. Prima uh, rundă pe această mapă. Deci dacă am prins toate mapele noi, dacă stați a doua și le-am prins pe chestul ăsta, pe chestul ăsta, pe episodul ăsta, ar trebui să fie destul de bine și îmi pierzi timpul. Hmm, ce mai faci cu timpul? Bine, frate, uh, pot să văd că tu poți să faci Jitter Bridge, mi-a zis LOL, foarte amuzant. m-am luptat într-un meci cu unul. Mă rog, părea el destul așa de bun, gen genul de player care e destul de bun. Uh, L-am bătut, pentru că cum -am, am prins, eu am prins eu un rod, ceva, în fine. Și omul asta până la finalul meciului. Și pe aia mi-a dat gen, se aștepta, vă dați seama, se aștepta să pierd și aia să-mi zică el. Poți să vi-l și arăt aici Mamă Ok, nu Da, deci am zis eu era un Steve care stătea ultimul pe match și am zis wasting my time Că mă gândeam că poate vede steve ăla și vine la mid Și mi-a zis tipul ăsta 15 stars wasting my time lol Mă frate, cum, cum mă, să stai până la finalul meciului și să-mi zici mie lol și pe aia mi-a dat duel și l-am bătut și mi-a zis, bineînțeles, mi-a zis blatant, lol, pula mea, când ia, am făcut hit exchange tot duelul. Lol. Ok, pantalon, perfect. Nu știu voi cum îl bate și noi pe tipul ăsta, gen. Pare foarte, foarte stacat. We're fucked. Da, are, da, are gheapăl. Well, cam asta a fost și merge ce pot să spun nu cred că ajungem. Mamă, frate, dacă de îndepărtate sunt chestiile astea. Da, da, nu avem proiectile. Dacă aveam proiectile, puteam să-l aruncăm aici, dar aici e... E compromisă treaba, deci... Uh... Da, ce prost, m-am aruncat singur în void. Ok, și de ce e void -ul? What? Mamă, era level 25, tipul. Avea plus negru, destul de wow. Bă, băieți, cred că avem level 167 sau ceva de genul. Nu, nu suntem chiar așa pe grind-ul ăla. Dar nu-i bai. Bă, băieți, îmi pare rău dacă sunt mort, dar este 7 jumate dimineața și m-am trezit la 1 dimineața pentru că -am, -am, zis să mă cul de prânz. Gen de prânz, de după masă. Pentru că, bă, da, nu aveam ce face, pâlmă Și m-am trezit la 1 dimineața. Și era ceva gen, nu mai am nicio șansă să adorm până la ora de dimineață, așa că am zis, ne băgăm pe PC. Și aici am fost, băgăm niște teraria. A, ah, apropo, băieți, cred că o să fac Ok. O să trebuiască să schimbăm un pic conținutul de pe canal, pentru că chiar mi se pare că se îndreaptă într-o direcție destul de nasoală canalul Boboiz. Și dacă mă știți pe mine, gen frate, nu prea gen, nu că nu-mi pasă să cresc, dar, gen, mai bine am o, mai bine încerc eu să-mi formez cea mai bună variantă a canalului, cea mai bună variantă a comunității, cele mai șmechere clipuri decât să postez uh, Glorious Model versus vs. Razer și să fac și abonați și să fie gen un... Uh, nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic, dar mai bine poți clipuri mai șmechere decât clipuri care prin vizionări. Deci, ok, aparent am scăpat din situația asta și tipul are level 1, sau, sau. <laughs> ok, o să încercăm ție să -ți prindem așa un combo. Se văd orele de duel depuse. Ok, și trebuie să ne punem ce ul dar da, uite, uh, m-am reapucat de Teraria și sincer cred că o să bag o serie de Teraria pentru că am văzut că nu există niciuna în România. Și asta ar fi mișto și de FNAF vreau să mă puc și de lumea lui Viper, deci cam asta este esența Vă dați seama nu o să mă las de Minecraft gen de PvP sau ceva de genul doar că o să trească să schimbă un pic uh, Stilul clipurilor Ok și suntem aici Tipul ăsta se gândește să vină, avem o armură foarte foarte bună de fapt și am putea să mergem în acest... ok o să mergem sus What the fuck dude cu sabia A ah, era e ultimul, ok Chewbacca Master, nici ce nume interesant. Bă, băieți, cred că o să mai băgăm un meci și ăsta o să fie episodul, pentru că nici eu nu vreau să fac cel mai lung episod și suntem pe Elven. Eu vreau să văd dacă mai vreau vreo mapă nouă și cum o să fac asta. Nu știu dacă să fie bună varianta mea. Mergem la Map Selector și Crumble... Mythic. Da, păcat că ai gen daily limit, numai că daily limitul de chestii de astea este 0, deci tu nu poți să folosești niciodată nici din asta. Deci cam prost, dar nu-i bai. Ok, o să, o să, jucăm pe mapa asta, este foarte, foarte, foarte ok și asta. Dar da, băieți, grindul de pe duels, înc încă n-am mai, n-am mai fost așa pe grindul de duels, adică avem 400 weekly wins, ceea ce tot e destul de mult, dar nu e gen să zici că ești top 500 sau ceva de genul. Nu dați în mine, mamă, dacă, dacă mă aruncau schedeții era un pic trist. Dar nu-i bai, bă, bă uh, mă duce să filmez în 240 de FPS-uri, dar... Ho ho, și-a și sabia, tipul să panicare de tot. Lol. Uh, așa. așa, 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 așa. Ok, și o să vreau și niște proiectile, dar de fapt avem 16 ouă, oh, deci e bine și un tip acolo sus. Dar cred că o să mai revin la clipurile în 60 de FPS-uri. Pentru că mi s-a luat un pic de acel motion blur, sincer, și uneori e bine să te întorci așa la back to my roots, cum ar veni. Ok, să vedem cum îl omorâm um, pe ăsta, să nu ia strength pe tipul ăsta. Să fim noi cei care luăm strength și aparent avem asta. Credeam că e sabie de night, lol. Lol, tipul a zis că avea bunny hop. Dar nu cred. Ok, suntem fucking morți. Da, avea speed tipul ăla. Dacă n-avea speed, puteam să-l omorâm. Bă, băieți, apare n am făcut și weekly kills. deci, da, lumea. Cam asta a fost episodul de Skyverse. Dacă v-a plăcut, nu să lăsați un like. Eu am fost azi și ne vedem data viitoare. Salut!